Pupici! Pupici! Am zis că intru live, că pe urmă am atâtea lucruri de făcut. Ia să vedem. Prima dată vorbesc cu voi și pe urmă intru în birou. Salutări, pupici! Ia să vedem ce mai fac aici. Salutări! Salutări! Salutări și salutări! Salut, ce fac fetele mele? Domn, doamne, Ramona, bună ziua! Salutări! Viorela! Pupici! La mulți ani, la mulți ani pentru toți! Iată, care acum se uită la mulți ani, un an nou fericit și plin de minunății! Zi frumoasă, bună, un an nou fericit! Neața frumoasă a mea, să ai o zi bună, bună dimineața frumoasă! Bună ziua! Abia te-ai trezit. Nu, m-am trezit de vreo oră, sunt machiată pentru că am treabă astăzi, mă duc la birou și pe urmă am treabă. Pentru că până din 1 până în 5, eu trebuie ca să dau anumite acte la contabil ca să încheie următoarele luni. Griz, doamna Griz Ildico, bună dimineața din Anca. Salut, la mulți ani, nou an, plin de fericiri și bucurii, mulțumesc frumos și vouă la fel. Parcă nu-i lumina aici, sau stai să dau eu de aici. Aha! Așa, un pic de lumină să se vadă mai bine. Și dacă treaba e așa, mă duc să pun aici un pic de lumină. Așa, fată, un pic să se vadă fatele mele, să fim bine. Așa. Așa, așa. Ia să vedem ce mai avem aici. Bună dimineața, Ancuța. Salut, Roxy. Bună ziua, la mulți ani frumoși, îmi zice Elena Toma. Te pup. Anca, arată-mi și mie crema. Pentru pete? Crema pentru pete este o cremă mică, da? Aceasta este crema pentru pete. Da? Tonic Richardson. E pentru petele urâte, maronii și de soare. Cele de pe frunte, de pe exprese, de pe pomet, de pe tot. Da? E o cremă care duce... Poți să faci poză. E o cremă care duce, da? Ia să ține în frigider. Poate avea culoarea un picuț așa cum se vede, deci, sau alb-albă. Două culori. Așa, ia să vedem. Da, e o cremă care costă 25 de euro, e pentru petele urâte, maronii și de soare. Pentru petele persistente, care stau, care nu se duc, care îți strică din fizionomia ta, înțelegi, din estetic, care te face pensionară. Tu ai 40 de ani și ea te face de 55, pentru că așa fac petele. Da, salut! Alina, Angelica, ce sunt columnele din spate? Are 2,70 m de jos în sus, pe 3,50 m și îi un dulap special cu lumini, din columni. Este încă o extensie a celorlalte mobili. Pentru că patul meu în care eu dorm îi baldachin imperial și cred că numai eu am în toată România, nu vorbesc de celelalte țări, că n-am fost și nu știu, dar aici în România numai eu am. Și eu, într-adevăr, are câteva tone. Din momentul în care e pus, ea nu mai poate fi mișcată pentru că e făcut acolo, pus acolo. Așa, ia să vedem. La mulți ani, Anca. Așa, se găsește și în România. Da, crema pentru pete se găsește și în România pentru că eu o dau, eu o vând. Eu o trimit mai departe. Este o cremă care îi pentru petele urâte, maronii și tesoare. Cele accentuate, da? Deci dure, nu suprafață. Deci foarte, foarte maronii. Care le dă deoparte. Între 10 și 25 de zile, tu te albești enorm. Pentru că despre asta e vorba. Are acidul salicilic, care ce face? Va usca, da? Va îndepărta. În timp ce precipitatul alb de mercur va albi continuu, va da deoparte, va decolora și va pregăti pielea pentru următorul strat alb. De asta noi dimineața trebuie să dăm o cremă hidratantă ca să înmuiem. Doamna Anca, ce să fac dacă vomit non-stop aproape de când fostul s-a dus? 3 ani am stat cu el
Și de ce să vomiți? Păi vomiți pentru că corpul nu mai vrea înapoi. Tu ceea ce vrei și ceea ce corpul a simțit până la urmă e diferit. Degeaba vrei tu înapoi dacă universul întreg cu Dumnezeu însăși și cu suita lui nu vrea. Tu poți să vomiți, clar că ai și de unde. Poți să te superi, poți să te cerți cu, nu știu, cu cine vrei tu. Pentru că e degeaba. Când Dumnezeu uneori închide ușă și suferința ta e enormă, e pentru că Dumnezeu e acolo prezent ca să-ți arate că aia nu se va deschide. Vei vomita, vei țipa, vei face ce crezi tu de cuvință. Dar sunt două posibilități. Ori te duci la 2 metri în pământ, ori te ridici. Iar dacă cumva te ridici, că trebuia să te ridici de ieri, dacă alaltă ero plecată, azi trebuia să fii în picioare. Nu în genunchi, în patru labe și să vomiți. Ca să știi. Deci nu ai nici măcar o șansă la mintea mea și la credința mea să-mi spui că e normal ce faci tu. Ai venit pe lume cu... Nimeni nu te crede. Ăla are dreptul să se ducă. Și-or mai veni și alții să se vor duce. Vrei să vomiți pentru fiecare? Bine. Nu. Ține-te tare pentru că o să ai de lucru. În Finlanda trimiteți. Cu plăcere trimit. Bună, te iubesc. Bună dimineața și la mulți ani. Citim din mesaje. Să-ți găsești pe altul. Bineînțeles, cum să vomiți, ce-ai fată? Ne arăți tușul de ochi cât timp vă ia să mă vă aranjați. Nu știu, cam 4 minute. Eu mă trezesc, mă spăl pe față cu săpunul cu argint coloidal, cu ăsta. Bine, că acum mă spăl cu ăsta. Deci cu amândouă. Ăsta e prea suaf pentru mine. Mie îmi plac cei mai dur. Cu ăsta mă spăl, care închide porii, dă luciu feței, dă deoparte eczemele, porii dilatați, grăsimea. Ăsta, fiind la cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume. Ăsta. Așa, care eu îl vând, care eu l-am. L-am făcut ambasador pentru voi, românii. Așa, pe urmă, mă dau cu cremă 50+. Vezi, eu nu pot prima dată să mă dau cu o cremă hidratantă. Prima dată mă dau atenție cu 50+. Normal să zice că trebuie să dai cu o cremă hidratantă și pe urmă cu 50+. Nu, eu mă dau cu 50+ și pe urmă cu un primer. Și după ce mă dau cu un primer, mi-a pus într-o pensulă și m-am vopsit. M-am dat cu ceva finuț, foarte finuț, aproape că fața mea e aproape la fel. Așa, și atâta, sprâncenele niciodată nu le ating cu nimic, niciodată, în nimic. Așa sunt ele, n-am nimic pe ele, nimic, 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 nimic. Așa? Pe urmă, aici îmi fac o linie la ochi. Acesta este tușul care eu îl vând, ține vreo 36 de ore, așa, după ce s-a aplicat, așa rămâne. Și un rimel. Și deasupra mă dau tot ochiul cu o culoare și pe urmă cu un picuț profunditate acolo. Asta, ăsta e un, ăsta de la dinți, e un contur, nu-i ruj, contur. Și atâta tot. Nimic în plus nu mai fac, după ce îmi dau un pic de culoare aici. Ies, slavoi. Continuăm. Raluca. Cămașa este superbă pe care o ai acum. Doamne, am foarte multe cămăși, printre care și aceasta. Această culoare, da? Acest model, îl am și pe alb, și pe culoarea asta, și pe negru. Trei mi-am cumpărat. Pentru că mie când îmi place ceva, îmi iau mai mult. Dar de multe ori, vezi că eu sunt îmbrăcată în hainele mele. Rar când mai sunt în hainele altora. Dar mai schimb. Să nu ziceți că nu se poate. Se poate, domnule. Anca, arată inelul. Ăsta-i. Este un inel, da? Care pentru 500 de ani, sau 1000, hai să zic 1000 de acum, pentru 1000 de ani, rămâne la fel. Și este un inel care are 7 corzi, 7 corzi, adică 7 zile. Este un inel cu un simbol extraordinar. Începutul și sfârșitul lucrurilor. Alfa și Omega. Ia să vedem. În Finlanda trimiteți, da, bună la mulți ani. Vreau și eu să cumpăr, îmi zici de unde? Am mai tot scris. Doamna, dacă ai tot scris, și eu tot repet, de pe numărul de pe TikTok. Pe TikTok-ul meu, e numărul meu. Și site-ul. Poți să scrii pe TikTok. Pe TikTok e un număr, intri în WhatsApp, poc. De la un click. Și acolo scrii, sunt Robina și vreau asta și eu îți trimit. Deci e simplu, întotdeauna v-am spus așa. Continuăm. Îmi zice, bună dimineața și la mulți ani, un an fericit, îmi zice, doamna Iuliana, te iubesc.
Poți pune în orice parte crema aceasta? Da, atâta timp cât tu ai, iată, acele pete urâte, maronii, de soare, persistente, sub braț. Dar te dai doar sub braț. Nu te dai și pe față, și pe decolteu, și pe gât, și pe mâini, și sub braț. Nu, doar sub braț. După ce ți-ai albit sub brațul, adică unde ai tu petele respective, dai în altă zonă. Pentru că precipitatul alte mercur e foarte bun, dar nu poate fi, da, pus în două locuri, decât într-un loc. Asta ce înseamnă? Că dacă această cremă ție, asta e pentru trei persoane, așa, îți ajunge, tu te dai pe față, sau pe gât, sau pe mâini, sau pe decolteu. Unde tu ai pete? Dar dacă te dai pe decolteu, te vei da doar pe decolteu. Eu m-am dat, eu mai albă nu pot să fiu. Ia. Sunt perfect. Așa sunt două trecțiune din naștere, dar eu, nu, eu am albă față, ca și gâtul. Mai albă eu nu am cum să fiu. Deci nu se poate. Așa. Bună, am o pată roșie pe piept. Ce-mi recomandați să am și pe gât? Pata roșie o putem diminua, adică să nu mai crească deloc, ci dimpotrivă să se retragă, cu săpunul și spray-ul cu argicoloidal. Cu acestea două. Ăsta fiind detergentul corpului tău când îți ajunge în casă, că după ce te speli cu ăsta, tu nu te mai poți spăla cu ce te-ai spălat până acum, pentru că e alt nivel de tehnologie. Și ăsta, după ce tu, la rândul tău, te-ai spălat. După ce te-ai spălat, vezi, deschizi ăsta și dai un jet acolo. Bun. Așa. Continuăm. Ai văzut că nu ți-am spus cremă? Că dacă ți-aș fi spus că să dai vreo cremă, te-aș fi mințit. Nu da creme, credeai degeaba. E doar pentru față sau se poate folosi și pe axile, peste tot? Bravo! Ce unghii ai, iubita? Răle! Trebuie să... naturale. Anul ăsta nu mi l-am făcut, dar mi le fac. Eu mi le fac o dată pe săptămână, eu la rândul meu mi le iau, mi le cură și mi le dau eu. Eu am zeci de lacuri simple. Eu nu sunt cu unghii puse, cu gene false, niciodată. Nu am fost, nu sunt și nu voi fi, ca să știți. Pentru mine puteți da faliment. Așa, eu vreau să fiu într-o relație cu cineva. Tu vrei să fii într-o relație cu cineva. Suntem foarte buni prieteni, dar el zice că nu e pregătit, are dreptate. Că dacă tu te ții de el și se întâmplă ceva, dragoste, sex, ce se va întâmpla mai departe? Se va întâmpla că nu va funcționa. Că nu va funcționa 100%. Și știi ce o să zică ăla? O să zică, ți-am spus că nu sunt pregătit. Și o lingi. Ei, ce ai de făcut mai departe este să zici așa, dacă vrei la ușă sau la portă și în genunchi. Sau la fereastră. Sau pe tavan sau pe pereți. Îi zici așa. Să zicem că sunt nebună și intrăm în... Dar îi zici așa că nu știi să știi, nu știi ce să spui și îți spun eu ce să zici. Îl vrei pe el atât de mult, când te vei întâlni cu el, zici așa. În legătură cu discuția care am avut-o în urmă cu 3 zile, unde ai spus că e bine să rămânem prieteni și că tu nu ești pregătit, să știi că ai foarte mare dreptate. Ai dreptate. Te pup, că am foarte multă treabă. Pentru că soarele pentru mine răsare din altă parte. Că eu un timp eram pregătită să văd că ești numai tu, soarele. Dar nu. Mă duc, am treabă. Și atunci vine după tine. Atâta trebuie să-i spui. Bun, o să înregistrarea asta, o să o pun ca să o mai auzi. Ok. Vreun remediu pentru urechi infundate, știți? Da. Te speri frumos cu săpunul ăsta mic, că e suav, și după aia iei ăsta. Deschizi. Ăsta nu, că e dur. Ăsta nu ți-l recomand, pentru că e alcool. Așa, celălalt care are apă cu argint coloidal. Și gata. Și aici am avut o vecină care atâta suferea cu urechea, nu mai știa ce să facă. Și m-a dus și am zis, ai încredere în mie? Da, da, vecină, da, da. Și am dat două jeturi. Și a povenit el la mine și a zis, mă, că m-ai salvat. Păi, te-am salvat. Ce să faci? Salvăm și noi. Așa, pentru fruncuri, coșuri, ăsta e pentru bacterii, fungi. Aici zice că e bactericid, fungicid, virucid, gonococ, streptococ, ceea ce probleme sunt. Nu ne crezi că iese fruncii. Așa, virusii, bacterii, leziuni cutanate, ăsta. Și pe urmă spray-ul. Ca să nu mai ai, doamnă, așa ceva. M-ar interesa crema pentru petele pigmentate. Puteți să-mi spuneți cât gramaj are? 50. Trăiești în casa poporului, corect. Ăsta are dreptate.
Vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc frumos. Eu zic că vreau să vomit pentru fiecare. Nu mai vreau relație cu nimeni, în afară de el. Dar îl iubesc, doamnă. Așa era un aici. Era inima mea, pământul meu, ficatul meu, a plecat, m-a lăsat. Ha, odată știa venele, odată vomita, odată înghița medicamente ca struțul. Și acum o caută unul cu Mercedes. Nu pot să trăiesc fără tine, te rog, nu mă părăsi, râdea lumea de e. Și amui cu unul cu Mercedes, care vine la altă renuntă. Și după vreo câteva săptămâni și-au revenit, e cu altul de mână. Nu vrei numai cu ăla ta și că vine altul de mână. Nu mă, lasă-ne, doamnă, nu mai fi... Lasă-ne, doamnă, nu mai vorbim acum ce ai. Bună la mulți ani, doar dacă Dumnezeu ne poate, nu putem... Doar fără Dumnezeu nu putem trăi, în rest tot sunt trecători. Corect, doamna Gris. Corect, fii binecuvântată. La mulți ani, doamnă, încă o dată. Da, singurul de care nu trebuie să te lași e Dumnezeu. Restul, copilul se duce, căpuțuca mai duce ca mămuca... Fica ta e posibil să-ți răspundă nu în conformitate cu educația care i-ai dat-o, că se întâmplă. Că dacă persistă obrăznicia ei, știi ce ai de făcut? Schimbi ala? Că doar are pe unii mere. Că mai bine să fie greu, că cu tine e ușor, pentru că la tine se descarcă, ca să știi. Și tot se duc, ca să știi, dar Dumnezeu nu se duce niciodată, atenție. De asta, când Dumnezeu îți dă furtuni, probleme, trebuie să te educi ca să poți să curățești acolo, că Dumnezeu îți dă grație să faci asta în casa ta. Că dacă nu faci asta, ce se întâmplă? Ăla tot timpul va dărâma, va fi tsunami. Și tsunami și furtunile, că oricât de puternici ar fi, de multe ori vine să curețe. Nu să facă dezastru, să curețe chiar și prin dezastru ăla care tu zici. El curăță. Pentru că dacă te rogi pentru schimbare, adică pentru ploaie, pentru că în viața ta e secetă, trebuie să ții conșul de noroi. Că dacă tu ții conșul de noroi, Dumnezeu îți dă și mai mult. Și nu cere să fie ușor. Cere să fie foarte greu. Pentru că diamantele, v-am mai spus, se fac puternice și scumpe rău de tot. La presiune. Nu la ușor, la presiune. Bun. Bună dimineața, Anca. Ce le mai spui de leșit, trezești la realitate? Bună, ce aveți de slăbit? Disciplină și credință. Cât costă acest săpun? Cel mare 60 de lei, iar cel mic 40. Super. Ce aveți de slăbit? Ce preț are tușul și săpunul pe care îl folosiți? Tușul pe care eu îl folosesc costă 100 de lei. Că e firma mea. Mânju. Iar săpunul este 60 de lei și 40 de lei cel mic. Zice, bună ziua, doamna Anca, pentru ridurile din jurul ochilor, ce îmi recomandați? Vă recomand această cremă care îi Provert Biostimulation Deep Rebuilding Cream for Face and Neck. Adică profund reface, da? Aliniază pielea ridată, profund ridată, da, adânc, de pe față și de pe gât. De pe față, de pe trăsături, de pe... Cu asta mă fac eu dimineața. Când mă trezesc, cu asta mă dau eu. Costă 32 de euro. Asta te întinerește 12 ani. Eu am 40 de ani. Bine, eu nici nu beau, nici nu fumez. Eu nu am riduri și nici nu o să am o bucată de vreme. Pentru că de la 30-35 de ani, tot timpul e bine să folosim o cremă. Așa, după vreo 3-4 ani, tot timpul e bine să schimbăm crema. Și tot așa. Continuăm. Vă vopsiți la salon, eu mă vopsesc la salon, cine mă vopsește pe mine este Vlad din Năsăud. El se ocupă de părul meu. Uneori ies, alteori îmi iesă mie după aia. Poți face schimb de haine? Păi faci schimb de haine. Nu, se mai întâmplă, doamnă. Bună ziua, când vii la Turda? Deocamdată nu am drum la Turda. Se vede că ești o femeie pe cu capul pe umeri. Cât costă inelul? Inelul acesta l-am pe S, adică pe 2, 11, pe 17, 18, 19, 20, 21. Este într-adevăr un inel care e pentru 1000 de ani. Așa, 2000, 5000 de ani. Rămâne la fel. Pentru că el e lucrat manual din inox. Și în 7 zile. Oricine și-a cumpărat acest inel, nu l-a mai dat jos deloc.
Continuăm, ceauă. Cât costă crema pentru pete? 125 de lei. Este o cremă care are vindecare când te dai pe petele respective maronii de soare urâte de așa, garantat. Continuăm. Îmi zice, arată-mi, te rog, șamponul pentru păr. Ăsta e șamponul care se cumpără. Ăsta e cu caviar și alge marine. Este un șampon care, la rândul lui, regenerează, pregătește, pentru că are caviar, alge marine și argint coloidal. Fiind la cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume, este într-adevăr un șampon pentru, atât pentru bărbați cât și pentru femei, care îngrijește structura părului deteriorat, îl face hrănit și plin de strălucire. Ăsta, bineînțeles că regenerează cu caviarul, algele marine și argintul coloidal, într-adevăr are un tratament în sensul că e vegan, adică bio, care trebuie să-l lași pe păr între 10 și 15 minute, ca el să acționeze, ca el să poată hidrata și pregăti pufulețul de păr de aici, de pe aici, așa, vezi, până pe la osi, să crească. Așa, că dacă n-ai păr și n-ai avut niciodată, nu te poate ajuta, ca să știi. Decât dacă ai avut și știi că trebuie să-ți vină înapoi. Atunci îl folosim pe ăsta urgent, pentru că e pentru regenerare. Să comand crema, trebuie să dau comandă și pentru săpun. Doamnă, o să iei numai unul, că n-am treabă. Și mă bucur că încep cu unul, că pe urmă o să cei tot. Bravo! Aș vrea să fac poză să vă trimit pe WhatsApp. Ești din Moldova, nu? Te-ai gândit vreodată, de exemplu, Ronaldo, după ce aleargă 90 minute într-un meci, ce găoz fierbinte are? Domnule, ai dreptate, să știi. Eu nu fug atât de mult, eu fug 45 de minute. El, pentru bani, trebuie să fugă mai mult și pentru hobby-ul care e din el. Perfect, m-ar interesa de găozul tău, vezi? Cât de tare fugi și sună-mă după 95 de minute, că la 90 de minute l-am deja pe el, pe Ronaldo. Cu ce vii deasupra lui? Să-mi scrii. De ce bărbații, zic, nu sunt pregătite de o relație? Pentru că el la rândul lui știe că tu vei insista. Știe că ești topită și căzută în nas și în dinți. Știe că n-ai identitate și știe că nu ți-n mile de pielea ta. De asta zice. Și el la rândul lui zice, am înțeles, dar te-ai ținut de mine. Păi practic mi-ai luat-o în gură. Păi ce vreau să fac acum? Să te iau, să te iau de păr de aici? Păi tu ai insistat. Da, eu nu-s pregătit, ți-am spus. E vina ta că nu funcționează, doar eu te-am pregătit. Ai înțeles mesajul? Că așa vă trebuie. Mie cu unul când îmi zice, eu dacă am, eu nu am în afacerile mele, sunt proprietar, sunt manager, sunt a meu, eu, de fapt. Dar mie nu mi-ar trebui niciodată. Și-am făcut o pauză. Niciodată, mai zic o dată. Veci, permiteți-mi să rectific. Un partener. Păi partenerul ăla, la un moment dat, o să zică, când îi merge bine financiar, o să zică, auzi, vreau să stau de vorbă. Eu trebuie să-i dau toată firma lui. Că mie nu mai trebuie. Mie când un bărbat zice, trebuie să vorbim. Să știi că acolo e o problemă foarte mare. Trebuie să vorbim. Trebuie să vorbim. Zice-mă, ești într-o relație cu unul care zice, trebuie să vorbim. Tu nu-ți dai seama ce e acolo? Hello? Ia să vedem. Ce mai avem aici? Ce rimer folosiți vă face genele foarte frumoase? Pentru că le-am foarte frumoase, dar acum m-am grăbit, ca de obicei nu le-am făcut atât de repede. Le-am făcut repede. E un rimer care costă 4,5 euro, adică 5 euro aproape, și e de la Deli Plus din Spania, din Mercadona să cumpără. Atât. Pe care am avut-o, sunt pregătit pentru tine dacă vii tu cu bani, învață să te exprimi corect. Bună, sfatul e super, ce aveți de slăbit? Bună, un remediu pentru acneie. Îți trebuie să te speli pe față cu un săpun, cu argint coloidar care să dea acele sebumuri. Așa, adică atât pe frunte cât pe față, mai ales pe anumite zone a feței, deoparte. Și să închidă porii dilatați, ca să nu mai iasă sebumul ăla. Așa, un săpun și un spray, ca să nu mai ai sebum și grăsime pe față. Ancuța nici acum nu m-a sunat, nici de sărbători. Foarte bine făcut, pentru că nici de sărbători, așteaptă că vine Paștele cailor. Pentru balonare, nu știu ce ar trebui pentru balonare, cât costă pentru coșul săpunul? Cel mare 60 de lei și cel mic 40 de lei. De unde le pot achiziționa? De pe numărul de pe TikTok. Pe TikTok, doamna Roxana, scumpă Rox, îți dau urmărire. Scumpă Roxana, pe TikTok-ul meu există site-ul Tony Richardson,
dar și numărul de telefon, de WhatsApp, de unde poți comanda. Ori de unde. Continuăm. Îmi zice, bună doamnă Ancuța, aveți și pentru urechi? Doamnă, îmi zmumuie la ureche stingă care nu m-aș găsi. Nu știu, da, spray-ul cu argint coloidal, atât. Ai față de amantă. Exact ce nu-mi place să fiu. Ai, acolo n-ai avut. Mie, dacă îmi bărbată ce că e căsătorit, corpul nu. Pentru psoriazis generalizat, ce îmi recomandați? Săpunul și spray-ul, ca cel puțin să înmoaie și să oprească intensitatea uscăciunii. Nu mai intri în politică? Sunt în politică. Bună, la mulți ani. Fii cu minte că vine Vadim peste tine. Bună dimineața, doamnă minunată. Un an nou fericit, îmi zice domnul Marius. Bună, la mulți ani. Vă urmăresc cu mare drag, sunteți o drăguță. Dă-mi și mie urmărire. Nu se întreabă nimeni oare fără Dumnezeu pot să trăiesc? El e vomită pentru un hândrălău. Așa e. Dar cu ce râvnă vrei să vină ăla la alt? De ce nu vrei să vină Dumnezeu? Adică în viața ta. Nu că vine să vorbești cu el, că nimeni nu-i pregătit pentru asta. Dar pentru ce să plângi pentru cel ce te-a lăsat asumat? Pentru ce să plângi să stai în fața unei uși care Dumnezeu întreg ți-a închis-o? Să pierzi timpul? Să îmbătrânești? Să ajungi nebună de durere și de depresie? Să ți se spargă un vas la cap de atâta supărare și atâta și palpitare la inimă? Ca să ajungi pe la etajul 9, unde e foarte ocupat, doamnă. Foarte ocupat. Și acolo, mai bine plângi după tine, mă, că ai pierdut relația cu tine. A venit unul care te-a debusolat. Acum are relația cu tine, să vezi, mai poate veni cineva. Știți de ce multe femei sunt singure? Pentru că ele se știu pe ele și știu ce liniște au și știu cât sunt aproape de Dumnezeu și știe că e singurul care nu va pleca niciodată Dumnezeu. Pentru că într-un Dumnezeu toate sunt mai ușoare. Și ușoare până la capăt. În timp ce dacă vine unul, te debusolează. Doar cel adecvat trimis de Dumnezeu va face legătura cu tine încă mai multă la Dumnezeu. Cel care zice, nu mergi acolo, nu face aia, nu te duci acolo, ca să te poată îngrădi. Și când te îngrădește, pe urmă îți mai aduce încă două, trei, pentru că tu stând și acceptând, ți-ai învățat lecția. La un an nou fericit, mulțumesc! Continuăm, foarte multe mesaje. Treci printr-un divorț greu, crede-mă că nu e viața fără el, dar știu că nu e așa. Trec printr-un divorț greu, credeam că nu e viață fără el, dar știu că nu e așa. Păi, doamne, e 100%, ce divorț, repede, te duci acolo îmbrăcată, asumată, iei o firmă, un măr, nu știu ce, un morcov aici, mare, și mergi, bună ziua, pe centru. Nu supărată, pe la tribunal, nu năcăjită, nu dincolo, nu dincoce, nu ce ți se întâmplă, ce ți se întâmplă e perfect. Îmbracă-te adecvat pentru divorț. Dacă mergi la înmormântare, doamnă, trebuie să te duci frumos. Cu o pălărie frumos, așa cum de asta, cum merg prințesele. Nu știu, tu, eu pun asta așa, dar tu zi de genul că îi o perdea. Așa, numai așa, numai așa, așa să merge. Așa. Da. Veci să nu schimbi rimelul. Cum să plângi, doamnă? N-ai de mai plâns, doamnă, doamne. Pentru că dacă plângi, o e razna, dacă ar trăi ăla, ăștia ar vedea cât plângi și-ar da seama că ar trebui să trezească să vină cu alta la înmormântarea ta. De mână, că așa vă trebuie. Așa. Când învățăm două lucruri importante, ne dăm seama că două lucruri sunt importante în viața asta. Venirea pe lume, adică nașterea și moartea. Restul sunt iluzii. Bun. Continuăm. Ce frumos vorbiți. Anul fericit, sunteți o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Exact așa gândesc și eu. Mult respect, mari vorbe dați. Pentru psoriazis generalizat, ce îmi recomandați? Săpunul și spray-ul, care dumneavoastră trebuie să-l aveți, să vă bucurați de el. Dumneavoastră trebuie să dați pentru președinție. Uite, asta fac acum, încet, încet. Bună dimineața, doamnă frumoasă. Mai intri în politică. Unul zice că-s nebună. Așa e, domnule. Să știi că o să-mi pun rujul roșu ca să mă poți recunoaște. Îmi zice, bravo, doamna Ancuța, înțeleg foarte bine când intrați și comunicați cu persoanele deschise.
Vadim Tudor, nici eu nu fumez, nu beau. Vreau și cu eu buretele și crema de riduri. Da, cu crema de riduri este o cremă pentru ridurile profunde, ca să știți, care sunt pe frunte sau pe expresie, ca să știți. Eu nu am. Trebuie să mă forțez să le aduc. Nu am cum să le am. Pentru că atât de puternică este această cremă care construiește și atât de stăpână îi când, din momentul în care o pui, atât pentru bărbați cât și pentru femei, care duce deoparte ridurile, dar și le aliniază prin structura ei de umiditate, de hidratare. Ajunge aproape hidratarea profund până la os. De acolo se refermizează structura feței. Folosesc cremă hidratantă de corp, de multe ori uit. Am, da, nu-mi propun. Nici eu nu beau, nu fumez și nu beau cafea, dar tot am riduri în jurul ochilor. Păi, dar eu am 40 de ani și nu am. Și altele la 40 de ani au. Sunteți în România acum? Da. Baba Vanga. E ceva pentru căderea părului aveți, dar să fie eficient, că am încercat mai multe, dar fără niciun rezultat. Doamna Iovan, n-ați încercat mai multe ca și cât am încercat eu. Eu m-am făcut ambasador de Elveția pentru produsele lor de acolo, anume ca să le aduc în România. Acest șampon este cu argint coloidal, caviar și alge marine. Deci ăsta e pentru regenerare, pentru sebum, pentru scalp, pentru părul uscat și deteriorat, bolnav, care îl face hrănit și așa. Bineînțeles că el are și balsam. În cazul în care părul tău e mai jos de aici, tu să-i trebuie balsam, ca tu să-i pui cremița de balsam de aici în sus. Până aici. Cu balsamul nu punem pe rădăcină. De aici. Bun. În Baia Mare nu veniți. Să știți că o să vin și în Baia Mare curând. Pentru psoriazis generalizat, ce îmi recomandați? Bună dimineața, o zi frumoasă. Este superb inelul, trimiteți și în Italia, oriunde vă trimit în lume. Este un inel frumos, într-adevăr, care eu, dacă sunt cu aur, îl pun. Dacă sunt cu argintiu, pentru că l-am și pe argintiu și pe auriu, îl pun iară. Plătești eticheta? Nu, că eu sunt un brand. Eticheta mea îi plătită prin brand, care e pe 10 ani, pentru că nu se poate plăti pe 100 de ani. Așa, e brand internațional la OSIM, deci marcă înregistrată cu drepturi. Nici eu nu beau, nu fumez, nu sucuri, dar beau cafea multă. Eu nu beau cafea, scumpa mea. Bună ziua, ce preț are inelul? 100 de lei. Pentru căderea părului. Sunt foarte multe mesaje. Doamnă dragă, pentru coșul față de fată de 19 ani, ce recomandați, vă rog frumos, să curățe fața. Nimic nu poate să curățească mai bine decât cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume. Am zis cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume. Nu am pe cine să pun aproape de această gamă de tehnologie, pentru că nu îi. Aș putea să zic alte nume, dar nu îmi permit să vă mint. Și atunci, săpunul cu argint coloidal, asta face. Pregătește, da, fața, dă deoparte sebumul, închide porii dilatați, dar asta nu înseamnă că ți închide dacă ție nu ți scoți mizeria. Coșurile trebuie scoase. Deci să zicem că doamna respectivă, această doamna Silvia Turcin, și-a cumpărat acest săpun de la mine. Și spray-ul. Că n-am de ce, trebuie să-i trimit amândouă ca să o ajut pe femeie. Așa, îi ajunge, costă 60 cu 40 cu 100 de lei. Bun, îi ajunge. Deschide plicul că îi vine acasă, bun. Ce face? Ia o oglindă, că tot avem o oglindă, tot, cu toți avem. Așa, și storcem tot storcem de pe față. Nu știu cu ce, prindeți, storceți, nu știu cu ce. Până nu mai puteți, nu știu, vă faceți negre, verzi, srute, nu știu, că degeaba vă trimit la cosmetică, că vă ia banii și vii greață de voi și nu vă face. Vă tu te faci, apeși, unde ai, praf te faci, după fiecare, ac, scoți, ac, alt ac. Și pe urmă te sper cu asta, pentru că e garantat, doamnă. Nu-i un pic, nu-i dacă se poate, nu-i dacă se știe, e garantat. După aia, după ce tu te-ai stors, așa, și sânge apeși, 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 ai vreme, două zile tot te storci. După aia, iei săpunul, te sper prima dată pe mâini, te crătești. Ai luat alt de asta, numai o dată, așa îl treci prin mână. Așa, alt săpun. Și stai 5 minute, spală o dată, că vezi că îți iese neagră. A doua oră și a treia oră stai 10 minute. După aia te aștești de acolo ăsta. Țic, țic, de două ori. Atâta tot. Atâta tot. Asta faci dimineața și seara. Dar odată te storci. De pe față. Pentru că nu-mi permit, doamnă, să spun, să-ți sper, dai să pun ăsta deasupra.
De unde putem să cumpărăm unul? De pe TikTok-ul meu. Acolo există numărul și site-ul. E pentru vegan. Vegan, nu e că nu mănâncă carne un spray. Vă rog, vreau și eu un șapun, purete și crema de riduri. Da, doamna Aurelia, vă trimit cu plăcere și cu implicare. Scrieți-mi la numărul de pe TikTok. Pe TikTok e un număr de mobil și site-ul. Pe TikTok scriem. Adică pe TikTok, nu pe TikTok, că n-am timp să răspund. Pe direct în firmă, direct pe numărul de mobil, pe WhatsApp. La mulți ani, dragă, multe fericire și așa. Îmi place modul tău original de a fi. Ce îmi zice aici? Bun, doamna Ancuța, eu intru să cumpăr inelul din Italia, dar site-ul se blochează. Nu se poate bloca site-ul pentru că e prea scump să se blochează, să se blocheze. Tu trebuie să-mi scrii pe numărul de pe TikTok. Pe TikTok e un număr de mobil, la poza mea. Și zice, vrei să o adaugi? Vrei să o urmărești pe fată? Adică pe mine. Că acolo scrie numărul 0741227099 sau site-ul. Și aveți pe site. Sau numărul. Dar tu scrie, dacă ești din Italia, pe număr. Așa, îmi zice, sunt tratamente naturale la dispoziția tuturor, nu mai vinde iluzii. Tratamente naturale? Păi nu ne mai trebuie naturale, că asta este arătat că nu se duce nimica. Preț la șampon 105 lei. La mulți ani, Ancuța, că mânușa de slăbit. Mânușa de slăbit e aici, este o mânușă de slăbit, da? Care îi pentru tot ce înseamnă, iată, celulită. Este o mânușă care duce deoparte, da, celulită, până la oșcior. Și te dai, domnule, aici, așa, eu mi-am făcut o slabă, nu, ce să mai fac cu el? Așa, continuăm. Sunt foarte multe mesaje, încerc să mai cobor din ele, că e problemă altfel. Îmi zice, mergeți la dermatolog sau ginecolog să vă tratează costurile, nu restoarce. Stoarcele asumat, garantez că tot așa să vă fac și elea. Așa, după ce le storci, trebuie neapărat să te dai cu săpunul ăsta ca să se închidă, ca să dezinfecteze, să închidă și să dea deoparte acea grăsime. O să-ți iasă coșul în cazul în care ai stafilococ, gonococ, streptococ din familia asta. Dar o să-ți iasă în altă zonă. O să-ți iasă pe buci. Și foarte puțin ne interesează. Deci noi deviem. Dar dacă cumva e o chestie care e o alergie sau ceva, ăsta să pun o duce deoparte. Eu îți spun exact ce spun și ăia alți. Că mulți dermatologi, îi cineva de aici din județ și cineva din Arad, și o parte din capitală care au cumpărat 300 de săpunuri de la mine. Și să știți că vine de vouă. Ca să știi. Pentru că ei știu că în alta tehnologie vine peste operația lor. Ei știu asta. Adică doctorii. Bună ziua, aș dori și eu. Sunteți medic? Reciproc. Eu mi-aș dori o cremă pentru riduri. Cât costă? 160 de lei. Ce aveți de slăbit? Disciplină. Așa e, dar cele care îți cer sfatul nu sunt prea inteligente. Sunt foarte inteligente. Să știți că eu de multe ori când am o supărare pe suflet, eu îngenunchez și eu spun la Dumnezeu, nu în biserici, nu mă duc, nu acasez lumea, nu supăr pe nimeni, ca să știți. Pentru că omul în genunchi, în fața lui Dumnezeu, deci tu ești în genunchi în fața lui Dumnezeu, smerit. El, când e în genunchi, în fața lui Dumnezeu, el e mult prea mare. Și dacă el, omul, stă în genunchi în fața lui Dumnezeu, el, când se ridică cu problema lui, poate să înfrunte o lume întreagă. Nu o problemă, nu probleme, o lume întreagă. Da, dar nu îi cer la Georgică, că Georgică nu-ți dă. Dar dacă tu te rogi la Dumnezeu, Dumnezeu îl înmoie pe Georgică și Georgică îți dă. Ca să știi. Bun. Cât costă? Poți să dai cu cea mai bună cremă de riduri, contează alimentele sistemului imunitar bun. Nu, crema e foarte bună, pentru că pentru orice. Contează și ce mănânci, bineînțeles, că dacă te distrugi... Bun, îmi zice, de unde v-ați luat cămașa? Nu știu, doamnă, mai știu eu, din Tenerife, dintr-un aeroport, la Barna. Faceți diverse și în Spania, oriunde în lume. Ce de slăbit ce recomanzi? Anca, acum ți-am scris pe numărul de pe cel afișat pe TikTok. Mulțumesc, imediat o să mă duc în birou și o să-ți onorez comanda. Acolo trebuie să scrie stradă, nume, număr, oraș, județ. Atâta. Și ce vrei? Ați văzut-o pe asta pe YouTube cu Vadim Tudor? Căutați să vedeți show. Pe Vadim Tudor a țipat și a scuipat tot ce exista în România. De asta omul trebuie să moară. Pentru că la Dumnezeu nu merg de multe ori cu figuri și cu ifose.
Îmi zice, sunt dezvoltator web, m-am uitat pe site-ul dumneavoastră și e foarte slab. Dacă doriți, vă pot ajuta. Domnule Bogdan Cota, mă bucur că v-ați uitat, pentru că vreau să vă spun că sunteți foarte slab dumneavoastră. Pentru că românii nu l-au putut găzdui, pentru că e prea performant. Și l-au găzduit cei din Olanda. Și dacă știi, domnule Bogdan Cota, ia scrie-mi tu mie, câte mii de file poate să prindă un server năcăjit din România. Eu am avut aproape 20.000 de file, de pagini. Și voi, românii, tu, cu tine, cu tot, sunteți pregătiți pentru 7.500-8.000. 80.000. Și eu am 100, aproape 20.000. Ca să știi. Deci tu ai văzut ceva, ceea ce nu are nici emagul. E simplu la prima vedere. Are trei părți. Ca să n-ajungi la mine. Ca să știi. Și am luat pe cei mai buni. Știi de ce am luat pe cei mai buni? Și știi de ce am plătit pentru cei mai buni? Ca să nu-mi scrie niciodată unul ca tine. Bun. Suflet minunat, un crin imperial, să nu mai mâncați. Vreau și eu un inel de criduri. Ne-a arătat săpunul? Vreau numărul de telefon. E pe TikTok. Sunt dezvoltator, domnule. Așa. Bun, continuăm. Ce recomandați pentru vitiligo? Ca să nu piște, să nu doare și să nu se mai extindă atâta de mult ca și albire, săpunul și spray-ul. Ce recomandați pentru vitiligo? Vreau și eu inelul și săpunul. Săpunul e minunat. Vezi, doamna Cojocaruanu, este o doamnă care eu i-am trimis pentru că eu pun numele și eu știu. Să vă spună doamna de săpun. Este o doamnă care a luat de la mine. Cred că de vreo 2-3 ori. Dar ce site aveți? Anul nou fericit alături de cei dragi. Am mărcii mele înregistrate la OSIM, internațional. Tony Richardson. Bună, Ancuța, cu ce pot trata coșurile după spate? Săpunul mare și săpunul mic. Noi dezinfectăm tot corpul tău, știi? De ce? Pentru că acest săpun închide tot ce înseamnă bacterii, fungi, ciuperci, 500, 600 câte sunt, pentru că asta face săpunul. Da? Tot ce înseamnă ciuperci, chiar și la temperatura de 30 de grade. Și asta face, deviază sebumul, îl usucă. Nu lasă decât ceea ce e în concordanță cu pielea. Atâta tot, în rest te dă tot și schimbă. Mănușa costă 125 de lei. Da, trimiți într-adevăr și acolo. Așa. Cât costă șamponul? 105 lei. Așa. Revine domnul Bogdan care zice, doamna vorbește în recunoștință de cauză. Păi ar trebui să te uiți, să vezi ce IT-ști și la ce nivel s-a vorbit de site-ul meu. Dacă ai vorbi, ai tăcea. Ziceam că făm cunoștință cu echipa ta, pentru că a te perfecționa nu înseamnă că e ceva greșit. În cazul în care, domnule Bogdan, asta vrei să faci, site-uri. Continuăm. Să nu uităm că România a luat locul 1 mondial și nu doar odată la software development. Bun. Ia să vedem, mai încercați, cumpărați produse și o să vă placă ce are Anca. Da, mulțumesc, Sabina. Crema de pete ajută mult? Da, e o cremă care ajută foarte mult pentru tot ce înseamnă acele pete urâte, maronii și de soare. Săpunul mare costă 60 de lei și spray-ul 40 de lei. Așa, vorbesc de tine, fiecare face ceea ce vrea, nu știu ce zice aici, așa, voi răspunde la cineva. Learn. În engleză ar fi citește. N-am bani de ele,
Nu-i problemă, că nici... Oricum ce vând eu nu ui pentru toate categoriile de oameni, ca să înțeleagă. Sunt altele care asta fac, înțelegi? Sunt victime și când stai cu ele la masă, nu știu unde să fugi. Și oricum, toate vor să fie bine și cumpără anume ca să cumpere mai mult după aia, după ce strică. Cât costă pasta de dinți și transportul până în Germania? Păi nu știu, doamnă, în Germania o pasta de dinți costă 16 euro, adică 80 de lei. Și transportul din Germania de la 12 euro până la 25 de euro. De ce nu faci reclamă la TV? Curând fac reclamă la TV. Bună ziua, unde găsesc numărul dumneavoastră? Doamna Adela, pe numărul de pe TikTok. La mulți ani, dragă. Pentru a mă lăsa de fumat, ce recomandați? Nu știu, doamnă, eu n-am fumat, nu fumez, nu mă interesează. E o lume care nici nu-mi permis să-ți dau niciun sfat. Pot să ne confirm la ce oră putem, contacta oricând, și la 24 noaptea, la 1, la 2, acum, când vrei. Depinde când îți trebuie. Ești cumva dermatolog? Dacă nu, nu ai dreptul să faci produse. Doamna Scufița Verde, cumpără-ți un săpun și nu te mai duci la dermatologi. Știe și jumătate. I know English, but half. Just half, no more. Because in this world I don't need more. Little, not too much. Not too much, only just little. Așa, mă sună un număr de mobil, stai să vedem. Așa, mă scuzați. Half English, half English, yes, English, English. Continuăm. Îmi zice, în cât timp de livrare o recomandă? Între 24 și 48 de ore. Suntem extrem de rapizi, mai ales la nivel național. La nivel național eu lucrez cu DPD, cu Samday și cu DHL. Deci tu nu poți să-mi zici că nu suntem serioși. Am contract prin firmă și ei mă respectă foarte mult pentru că unul trimit mult și ei sunt foarte serioși și acea marfă pe care eu am în depozit, care eu o trimit spre voi după comandă, după cerințe, ei vin și o ridică de la recepție și ajunge la voi. Săpunul e fantastic, fața e curată, nu mai folosesc deodorantul, sebumul a dispărut. Dom'le, vorbim totuși de cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume, vă spune clientele. Așa, continuăm. Ce frumoasă ești, Ancuța. Ce face băiețelul? E bine, frumos, vai, vai. Bună, oameni, nu dați bani pe Estia, nu există un produs bun la toate. Da, eu știu ce ziceți, pentru că asta îi, zicea Socrat, că piața e plină de lucruri de care ne-am obișnuit și de care n-am nevoie. E adevărat. Eu mă bucur pentru că nu le găsiți pe piață și eu nu vă trimit pe piață pentru că v-ați șminți. Eu vi le trimit. Așa.